Azi voi face primul meu toy review de pe acest canal. O să mai fac unul, sper. Și, da, azi o să facem un toy review la Dinosaurus New Century. E gigant. E foarte gigant comparat cu un pony. Ok, prima oară o să arătăm cutia, cum este. Deci avem pe cutie un dinozaur care poți să-l colecționezi. Ai scrie, facem zoom foarte încet și scrie Bricht, Licht, nu prea am înțeles, Atur, To Life Cree, nu știu. Și scuzați-mă. Și mai scrie Movable Limbs. Ok. Aici scrie Dinosaurus New New Century. Așa. Aici arată dinozaurul care poate lumina ochii, cred. Iarăși, Dinosaurus Centaurus, Dinosaurus Centaurus, nu Centaurus. Aici avem dinozaurul care zice că poate să vorbească. Și doi dinozauri care putem să mai colectăm. Acum, hai să deschidem cutia. Am zis hai să deschidem cutia. Da, nu trebuie să deschidem cutia, ci să deschidem dinozaurul. Ok, să luăm dinozaurul de aici. Nu trebuie o farfă. Da, am zis că am realizat că cel mai ușor este putem să îl luăm de aici așa. Așa. Uite așa. Uf. Gata. L-am scos. Acum să ne uităm la fundal. Deci avem niște dinozauri foarte tari. Aici parcă este nisip și, da, avem marea, avem și cerul, da. Acum hai să ne uităm la dinozaur. Dinozaurul are chestii albe pentru a vedea show-ul. Aici poți să-i pui bateriile care eu deja le-am pus. De aici dai start. Vreau să dau, dar nu pot. Și este albuș pe aici. Și cum se numește? Verde. Hai să încercăm să-i dăm drumul, să vedem ce se întâmplă. Wow! Merge! Yay! S-a blocat! Mai încercăm o dată. Wow! A putut! Este și colorat. Acum merge cu spatele. Hai, merge. În viața lui e mai frumos și s-a oprit. Uite-l. Cum merge. Yay! S-a blocat! Iarăși. Pa, pa! A plecat dinozaurul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, subscribe și să împărtășiți cu prietenii voștri acest unboxing. Și dacă vreți să cumpărați dinozaurul, cumpărați-l! Ne vedem! Pa!